Să spuneți, vă rog, dacă se aude în sală. Destul de sincer. Încercați să stați mai aproape de laptop, ca să se audă și să vorbiți cât mai tare posibil. Ok, se aude așa? Se aude? Lăsați-le mai tare. Mai tare, da? Bună ziua! Se aude? Se aude, da? Bună ziua! Mă bucur că mi-ați oferit posibilitatea să particip la lucrările congresului noastră. Mă numesc Mircea Rodariu. Sunt medic de medicină generală. Am competență în acupunctură și fitoterapie cu fitocannabinoizi. Alături de doctorul Militaru am fost școliți în Statele Unite, sau, mă rog, prin intermediul școlii din Statele Unite. Eu sunt pe legislația statului New York, vis-a-vis de folosirea cannabinoizii în scop medical. În practica mea, celor două competențe le alătur terapia cu lumină polarizată, respectiv lasere de joasă frecvență. Și în acest moment m-am înregistrat și pentru obținerea unui certificat pentru ozonoterapie. Practic la Oradea, am un cabinet privat. Și astăzi o să vă vorbesc despre sistemul endocannabinoid. Așadar, ca să mă leg de prezentarea anterioară, vă iubesc pentru că suntem cu toții prezenți în această sală, nu întâmplător. Și îmi pare rău că nu sunt alături de noastră și fizic. Dar vă rog să mă iertați pentru acest lucru și să intrăm în subiect. Sistemul endocannabinoid. Undeva în anii 60 au început cercetările făcute inițial de Armata Statelor Unite cu privire la identificarea unor substanțe care să le permită soldaților americani să fie hipersoldați. Adică să-și permită să lupte fără să obosească, fără să aibă sentimente, fără să aibă nevoie de niciun fel de suport psihic sau alimentar, cel puțin pe perioade îndelungate de timp. Între substanțele studiate se a aflat și marihuana și extrasul de cânepă. Din păcate pentru ei, din fericire pentru noi, nu s-a calificat în acest sens. Însă studiile au continuat și undeva în anii 90, o echipă de cercetători și medici condusă de un reputat doctor israelian a reușit să identifice în corpul uman o substanță pe care au denumit-o anandamidă, adică fericire. Această substanță este un endocannabinoid, adică o substanță de tip cannabinoid produsă de corpul uman. Ulterior a mai fost identificată o substanță denumită 2-AG. Aceste două substanțe sunt endocannabinoizi corpului uman. Nu este specifică producerea de substanțe endocannabinoide în ființele umane, ea este specifică mamiferelor. Din acest punct de vedere, putem explica de ce tratăm animale de companie cu CBD, respectiv cu derivați de tip fitocannabinoid. Să ne reîntoarcem. Așadar, avem substanțele active, respectiv anandamida și 2-AG. Un moment, se aude? Receptorii de tip CB2 sunt prezenți în procentaj invers, respectiv 20% în sistemul nervos central și restul de 80% în sistemul nervos periferic, organe, sisteme, spuneți-mi orice fel de organ, sistem sau structură a corpului uman și vă voi spune că la acel nivel există receptori de tip CB2. Avem două componente, substanțele active, receptorii și un aparat enzimatic, identificat și el, care are rolul de a produce aceste substanțe de tip cannabinoid, respectiv
de a le distruge în momentul când ele și-au terminat rolul. Acesta este sistemul endocannabinoid. Substanțele active, endocannabinoizi, aparatul enzimatic și receptorii cannabinoizi de două tipuri, CB1 și CB2. Așa cum am spus, studiile au început pe cannabis, pe planta de cânepă, și în această plantă au fost identificați până în acest moment, sau extrasele din această plantă ne-au permis să identificăm peste 130 de tipuri de fitocannabinoizi, adică de cannabinoizi produși de plante, în cazul nostru de cânepă. Nu cânepa este singura plantă care produce fitocannabinoizi. Ei sunt prezenți, de exemplu, în lavandă, în cereale, în tot ceea ce doriți ca și plantă, avem o producție de fitocannabinoizi. Mai importantă sau mai scăzută, nu ne interesează în acest moment. Noi ne întoarcem la fitocannabinoizii obținuți din cannabis. Există un fitocannabinoid extrem de hulit, numit THC. Tetrahidrocannabidol. Este hulit pentru că are acel efect psihotic. Este considerat cannabisul recreațional. Armata americană a considerat, cercetătorii armatei americane au considerat la momentul în care au început studiul că au identificat ceea ce căutau. Din păcate n-a fost așa, cum am spus, pentru ei, din fericire pentru noi, pentru că acest tetrahidrocannabidol nu face altceva decât să decupleze ființa umană, consumatorul, de la realitatea conștientă și să treacă într-o lume virtuală extrem de plăcută, în care el nu este violent, dar nu are niciun fel de frici, ca să spunem așa. Da? De ce acest fitocannabinoid are acest efect? Foarte simplu, nu vorbim aici de inginerie nucleară. THC-ul este compusul psihoactiv, da? Care este un agonist al receptorilor CB1, ne întoarcem la receptorii specifici sistemului endocannabinoid, și al receptorilor CB2. Se leagă specific de receptorii de tip CB1 și atunci efectul lui este pregnant pe acești receptori, adică la nivelul sistemului nervos central. Iată explicația acestui tip de comportament specific de tetrahidrocannabinol. Este considerat cannabinoidul sau cannabisul, da, recreațional, centrat pe efectul psihoactiv și ne interesează pe noi din punct de vedere medical, pentru că are un rol extraordinar de important la pacienții cu afecțiuni neurodegenerative. Vă dau un exemplu. Avem un pacient cu criză epileptică. Dacă noi administrăm doar CBD, o să mă întorc la acest aspect, putem să liniștim, să zicem, acea criză cu între 10 și 20% de procente ca și intensitate. Dacă asociem THC-ul, datorită specificului legării pe receptorii CB1, potențăm acest efect al CBD-ului de câteva zeci de ori. Aceasta este explicația pentru care în alte țări europene există o preocupare de modificare a legislației în vederea admiterii THC-ului în tratamentul unor boli specifice prin intermediul unei scheme similare rețetarelor speciale. Deschid o paranteză cu care voi încheia, de fapt, prezentarea mea și vă solicit pe această cale suportul și implicarea activă în demersul pe care Asociația CBD Transilvania îl face în vederea legalizării consumului de cannabis medical cu această subgrupă a consumului de tetrahidrocannabidiol pentru pacienții specific cu afecțiuni de tip neurodegenerativ. Închei paranteza și îl vom referi în continuare la cannabisul medical, pe care o să-l concentrăm pentru o ușurință a prezentării în cannabidiol, respectiv CBD.
Deși discutăm aici de o întreagă clasă de fitocannabinoizi, CBD-ul este cel mai ușor de obținut, de o concentrație maximă de în extrasul de cânepă și din această cauză a fost studiat, a fost la îndemână. Dar există CBG, CBA, diferiți precursori cu efecte mai puțin sau mai mult importante în practica terapeutică. Vă rog să reveniți la slide-ul anterior. Așadar, CBD-ul, cannabidiolul, el este un antagonist indirect al agoniștilor, adică CBD-ul nu blochează perfect receptorii de tip cannabinoid. Nu îi activează complet, nici nu îi blochează, însă împiedică alți mesageri de tip chimic să se lege complet de ei. El are complexe efecte moleculare și aveți aici o listă, nu o să intru în detalii, însă, datorită afinității crescute pentru receptorii de CB2, de tip CB2 și nu pentru cei de CB1, așa cum are THC-ul, CBD-ul are o acțiune la nivelul întregului organism mult mai potentă decât THC-ul, fiindcă receptorii pe care acționează, așa cum am spus, sunt 80% dintre ei răspândiți la nivelul organelor și sistemului. De cei 20% care sunt la nivelul emisferelor cerebrale și la nivelul sistemului nervos periferic, CBD-ul acționează, așa cum voi descrie în continuare, la potența maximă. Și acum să revenim, în general, la ce fac fitocannabinoizi. Dar, în primul rând, să subliniem că acest sistem endocannabinoid are un singur rol în organism. Și acest sistem este de sistemul master de control. Adică, el urmărește să asigure homeostazia organismului, adică buna funcționare, la nivel fiziologic, a tuturor organelor și sistemelor. Acest lucru îl realizează prin intermediul receptorilor pe care acționează cannabinoizi, substanțele de tip cannabinoid, adică CBD, în cazul nostru, pe el ne concentrăm. Așadar, sistemul endocannabinoid asigură homeostazia organismului. O face prin intermediul cannabisului medicinal, adică CBD-ului, că la el ne referim să ne fie mai ușor, și face acest lucru prin receptorii prezenți în toate organele și sistemele. Direcțiile de acțiune ale cannabinoizilor sunt trei. Antiinflamator general, neuromodulator și imunomodulator. Antiinflamator general. După cum știți, în ultimul timp, cercetătorii și medicii implicați în diferite studii încearcă să creioneze o teorie conform căreia diabetul este somatizarea unei stări de stres general a organismului, indusă de toată această agitație zilnică, de supa asta de radiații în care trăim cu toții, de alimentația greșită și prost administrată, dar și obținută, factor care determină o stare de o stare pro-inflamatorie a întregului organism. Stare care se reflectă în disfuncții ale multor organe și sisteme și se pare că se somatizează într-o disfuncție aparte a celulelor Langerhans din capul pancreatic. Desigur, această disfuncție pancreatică legată cu malabsorpția la nivelul celulelor musculare, de exemplu, da, a glucozei sanguine, duce într-un efect sinergic la apariția diabetului. O să închei paranteză pentru că revenim la fitocannabinoizi. Deci, acțiunea antiinflamatorie ne interesează în majoritatea afecțiunilor pe care le tratăm, în majoritatea afecțiunilor cu care pacienții se adresează la cabinetul nostru pentru a-i trata. Neuromodulator. Direcția neuromodulatoare este
folosită de către substanțele de tip cannabinoid, prin simplu fapt că la nivelul acelui gap interneuronal, da? Pentru că impulsul nervos nu se transmite prin contact fizic între neuronul anterior și neuronul ulterior, acest contact între axon și dendrite este mediat chimic, neurochimic. Iar acești neuromediatori trebuie să se lege de receptor. În acest receptor poate să-și fure coada, ca să zic așa, și semidiu, activându-i, fals activându-i sau fals blocându-i. Și atunci viteza de transmitere a impulsului nervos poate fi modulată. Asta îi permite organismului să ia un respir, să nu reacționeze inutil la un stimul banal. Și ajungem la cea de-a treia direcție pe care acționează cannabinoizii, respectiv subitimul, respectiv imunomodulare. Dacă în prima fază cercetările au demonstrat și au consolidat această teorie a stimulării funcționării sistemului imunitar prin stimularea producerii factorilor care îl compun, da? Prin asigurarea homeostaziei organelor și glandelor care constituie acest sistem neuroendocrin imunomodulat, pentru că nu vorbim de un sistem imunologic strict imunitar. Așa cum știți și cum vedeți în ultimele studii, există o întrepătrundere între axul hipotalamo-hipofizo-suprarenal, glanda pituitară, acest univers al emoțiilor și conștiințe inconștiente pe care avem fiecare dintre noi. Eu zic că este un puzzle al căror piese încercăm să le potrivim. Și atunci, în afară de această imunomodulare directă prin stimularea producerii de celule, să zicem, de tip protectiv, da, s-a observat că în prezența CBD-ului, a fitocannabinoizilor, există o mai bună targetare a celulelor de tip de interes oncologic, da? De tip malign. Adică ajută organismul să identifice celulele de tip malign care au scăpat radarului sistemului imunitar. Și astfel putem să creștem răspunsul de protecție al organismului. Așa se explică rezultatele extraordinare pe care le are tratamentul oncologic, în care este asociată structura de fitoterapie cu fitocannabinoizi. Nu voi intra în sistem pentru că suntem expuși momentan, dar vă spun că am două cazuri oncologice. Suprarenale și cap pancreatic. Doamnele, trăiesc. Tratamentul s-a încheiat anul trecut la una dintre dânsele, la cealaltă cu 2 ani. A fost de 7 luni cu fitocannabinoizi și alte substanțe. Bun. Ce s-a observat interesant legat de imunomodulare a fost faptul că pe un grup de pacienți tratați pentru afecțiuni inflamatorii articulare, care sufereau de afecțiuni de tip neurodegenerativ, respectiv Parkinson și Alzheimer. Cei care supravegheau au auzit o discuție. Aici fac o poveste ca să înțelegeți mesajul mai ușor. Discutau două persoane vârstnice și una zice ce bună a fost pudinca de ieri. Și celălalt zice, da, cred că era de căpșune. Dar și asta de astăzi de vanilie a fost excelentă și cred că aș bea un ceai cald de mentă, așa cum mi-au dat acum 3 zile. Explicăm. Pacienții cu aceste afecțiuni nu au memorie recentă.
memoria lor este memoria adânc fixată, da? Memoria veche. Nu pot să acceseze memorie nouă. În momentul în care aceștia au memorie recentă, proaspătă, înseamnă că ariile neuromotoare care ariile neurocognitive care erau moarte din punct de vedere funcțional s-au reactivat. Și cercetările sunt aici foarte intense, pentru că aceasta ar putea fi una dintre soluțiile la tot mai desele cazuri de afecțiuni neurodegenerative. Am încercat să vă prezint într-un timp destul de scurt, în sensul că aș putea să vă povestesc și din experiența proprie, cel puțin o jumătate de zi, dar am vrut să vă dau direcțiile principale și să vă stârnesc interesul pentru această terapie cu fitocannabinoizi. Să vă solicit suportul alături de Asociația CBD Transilvania în demersul nostru legislativ pentru orice nelămuriri sau interes vis-a-vis de produse care conțin CBD, vis-a-vis de experiența personală și a colegilor medici de pe departamentul medical, vă rog să vă adresați în scris, eu vă voi răspunde în măsura timpului pe care l-am. Nu o să închei înainte de a vă spune că printre produsele de top și de calitate pe care asociația noastră încearcă să le promoveze în terapia dumneavoastră și a colegilor mei, produse de top de la nivel european, dar și românești, pentru că avem producători români de top în acest sens. Există și această companie numită Tentoca, care este de 10 de ani producătorul numărul 1 din Danemarca de produse extrase, de substanțe extrase din plante și de suplimente de tip nutritiv, vitamine și minerale, care au fost grupate sub acest standard Endoca, prescurtarea endocannabinoizilor. Pentru că în urmă cu 10 ani au început să se aplece asupra rezultatelor pe care americanii le-au legalizat odată cu cannabisul medical. Și fiind o companie de top, au considerat că nu pot să scadă standardele și au folosit și folosesc CBD de cea mai înaltă calitate. Pentru că extracția CBD-ului este una extrem de nivelosă, necesită un timp și un personal dedicat. Niciodată nu veți găsi produse de calitate cu CBD la prețuri infinit de mici. Vă spun acest lucru pentru că este un aspect foarte important. Nu veți putea avea rezultate cu CBD contrafăcut din piața chineză, care este recoltat din plante, în principal tratate chimic, modificate genetic și cultivate în zone cu toxicitate înaltă. Mă refer specific la ei pentru că suntem informați că există pe piața vânzărilor o cantitate destul de mare dintr-un astfel de extras. Inclusiv colegii mei de la CBD Transilvania, pe platforma noastră, încearcă să promoveze producătorii noștri, locali, în condițiile în care, deși România era pe locul 1 în cultivarea de cânepă industrială, actualmente am știut să fim zero. Mă rog, nu zero barat, pentru că inițiative la nivel local încearcă să revie această cultură și să ne readucă în atenție beneficiile extreme pe care le are planta de cânepă. Vedeți în imagine cânepa industrială. Cânepa industrială față de, deci subspecia Cannabis sativa, cânepa industrială, este specifică cultivării în mediul extern pentru că se maturează în 180 de zile și nu are nevoie de condiții de mediu speciale. Subspecia Cannabis indica, cea care este folosită în obținerea marihuanei sau și în obținerea de marihuana,
ajunge la maturitate 90 de zile, este cultivată în mediu umed și cald, adică cel care îl întâlnește subcontinentul indian, și are o concentrație mai crescută de THC. Dacă inițial existau, să zicem, 3 subspecii, respectiv cannabis sativa, canepa industrială, cannabis indica și cannabis ruralis, adică cannabis ruralis, adică canepa care apare spontan. Acum hibrizii, nu pot să vă spun în ce număr sunt, hibrizii au fost dezvoltați pentru a regla cantitatea de THC, respectiv CBD sau alți fitocannabinoizi, care poate fi extras. Dar în principal noi trebuie să ne referim la legislația europeană, respectiv a țării noastre, care spune că produsele cu extras, produsele cu extrase din cânepă de tip substanțe cannabinoide trebuie să conțină maxim 0,02% THC. Peste această limită, ele sunt ilegale, pentru că THC-ul este considerat încă un element psihoactiv. Așadar, pe noi ne interesează CBD, cannabisul medical. În produsele Entoca veți întâlni doar CBD. Eventualele urme de THC vor fi întotdeauna sub acest prag de 0,02%. În cazul în care veți opta pentru produse de la acest furnizor Endoca, veți avea avantajul că ele pot fi administrate pe mai multe căi. Sub formă de picături, în general CBD-ul se administrează sub formă de picătură, pulverizată sau cu pipeta, dar și sub formă de capsule, respectiv în creme de tip cosmetic sau cu aplicare pe articulații dureroase, de exemplu, sau cu aplicare pe psoriasis, sau pe dermatite, sau în cele de tip anti-age. Vreau să vă spun că dacă urmăriți reclamele, tot mai multe case de parfumuri și cosmetice foarte scumpe dezvoltă linii de cosmetice anti-aging care conțin, ce credeți? Fitocannabinoizi. Așadar, revenind la Indoca, pe lângă picături, capsule și creme, mai aveți la dispoziție CBD-ul în bomboane sau cel mai concentrat CBD este în forma de cristale. Aici ar fi bine să deschid o paranteză și să vă spun că CBD-ul poate fi administrat în corp, fie sub formă de picături sublinguale, fie prin administrare de capsule, respectiv digestiv, fie prin inhalare, adică sub formă de vapuri. Este foarte importantă și mi-mi place foarte mult această administrare prin vapare, pentru pacienții cu afecțiuni de tip bronșită, da? Bronșită cronică, acută, alergii, astm bronșic, astm alergic. La ei, livrarea substanței active este foarte rapidă și foarte directă, efectul antiinflamator este aproape instantaneu. Însă, și la aceștia, administrarea sublinguală întregește abordarea terapeutică, pentru că asigură prezența la nivelul întregului corp a CBD-ului. Deci, livrează CBD-ul, care acționează, așa cum am spus, pe receptorii de tip CB1 în principal, foarte puțin CB2, și pentru că sunt prezenți la nivelul întregului corp, în toate celulele pe care dumneavoastră vreți să mi le spuneți, dacă ar fi posibil să fie, adică organe și sisteme, el poate să acționeze. Sigur că avem și aici o paranteză, un dar mare. Acest dar mare se referă la nucleul respirator, respectiv nucleul cardiac reflex, da? Adică acolo unde se închide arcul reflex autonom al funcției respiratorii, respectiv a funcției cardiace,
în care natura sau creatorul, spun eu, a avut grijă să nu pună receptor de tip cannabinoid. Așadar, noi nu putem induce, cel puțin teoretic, la nivelul studiilor, da? Nu putem induce un blocaj, da? Compensarea funcției cardiace respectiv respiratorii, orice doză de cannabinoid am administrat, pentru că aceștia nu au pe ce să acționeze. Lucru pe care opioidele sau anestezicele folosite în practica zilnică îl pot face și accidental există acest risc chiar al exitusului. Dacă dozele sunt greșite, puncte, ați înțeles ideea. Iar cea de-a treia administrare, cea prin capsule, are deficitul că, la nivel digestiv, pierdem o parte din substanța plină. Așadar, cel mai ușor obținem CBD-ul în corp prin administrarea sublinguală, prin vapare și pe locul 3, digestiv. Ar mai fi posibilă, teoretic, administrarea injectabilă, mă refer la afecțiunile de tip articular, unde s-ar putea face un cocktail de substanțe, dar nu am la acest moment detaliile date de acest aspect. Mai revin la faptul că sistemul endocannabinoid nu este specific doar ființelor umane, este specific tuturor mamiferelor și din acest punct de vedere, colegii noștri medici veterinari au rezultate extraordinar de bune în tratamentul necuvântătoarelor, prietenilor noștri, atât de apropiați, singurilor noștri prieteni, pentru mulți dintre dumneavoastră sau dintre pacienții noastre, la care, de exemplu, aspectul de paleație, în cazul în care aceste animale se apropie de exitus din cauza unor boli, da? Aspectul de paleație, similar ca și cel de la pacienții noștri, poate foarte mult să fie îmbunătățit. Adică calitatea vieții acestor pacienți, respectiv acestor animale, poate fi extrem de mult îmbunătățită, pentru că prin scăderea inflamației și a întregii furtuni de citochine care o asociază, care stimulează receptorii de durere și așa mai departe, calitatea vieții acestor pacienți, specific, da, acestor pacienți, poate fi clar îmbunătățită. Ați înțeles ideea vis-a-vis de ceea ce înseamnă CBD-ul, sper. Vă stau la dispoziție, dacă mai avem timpul necesar, să răspund la întrebările dumneavoastră. Îmi doresc foarte mult să testați, așa cum fac eu, produsele cu CBD, așa cum fac eu cu toate produsele pe care le recomand. Din punct de vedere etic-medical, eu consider că nu putem recomanda pacienților noștri decât produsele pe care fie le-am testat noi sau familia noastră și au avut rezultatul scontat, fie studiile pe care le avem sunt atât de puternice și de neinfluențate de interese pecuniare, încât ne permit să recomandăm acele produse. Pentru că în alt fel, noi facem experimente pe pacienții noștri care sunt ființe umane și cu care, conform jurământului pe care l-am depus, chiar dacă sunt doar vorbe și au fost rostite sau scrise de Hipocrate, părintele nostru spiritual, au o valoare, cel puțin din punct de vedere energetic și psihoemoțional. Și între acele rânduri scrie că nu voi face rău pacientului meu în mod conștient. În momentul în care conștient recomandăm un produs pe care nu l-am testat sau asupra căruia avem îndoieli, consider că etiologia noastră de practică medicală a fost ponderată. La vârsta pe care o am și la experiența pe care o am acumulată, cred că pot să dau acest sfat. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Vă doresc succes în continuare la lucrări. Și vă stau la dispoziție, dacă mai avem, cred că 10-5 minute,
pentru răspunsul la întrebări specific de sistem endocannabinoid. Dacă puteți să ne spuneți în ce afecțiuni este recomandat. Nu auziți? Nu vă aud. Numai puțin. Dacă ne puteți spune în ce afecțiuni este recomandat. Să repetați întrebarea. În ce afecțiuni este recomandat? Întrebarea corectă era în ce afecțiuni nu este recomandat. Există în studiile pe care le-am văzut o singură atenționare. Afecțiuni de tip cardiovascular degenerativ. Acolo se spune așa. Pacienții trebuie urmăriți de către specialiști, pentru ca această ușoară hipotensiune inițială la administrarea de CBD să nu bulverseze echilibrul funcțional pe care aceștia îl au. Însă, acești pacienți sunt oricum în urmărirea specialiștilor, colegilor noștri cardiologi. O altă întrebare. Consumarea unui produs CBD este aceeași cu a consuma planta verde? Nu. Extrasul de CBD, ca și calitate, concentrație și răspuns terapeutic maxim, se obține din inflorescențe. Inflorescențele se culeg înainte de maturarea florii. Din acest punct de vedere este foarte scump, așa cum am spus, procesul de obținere a unui CBD de calitate. Pentru că recoltarea se face manual, într-un interval de scurt, destul de scurt de timp. În general, planta este uscată la rece. Ulterior, extrasul fitocannabinoizilor se face, dacă vreți, similar cracării țițeiului. Adică la temperaturi diferite, dacă extracția este făcută termic, la temperaturi diferite se volatilizează cannabinoizi de diferite tipuri. Sigur, extracția se poate face și chimic. Nu cred că are rost să intrăm în aceste amănunte. Este important că consumul plantei nu asigură cantitatea și concentrația necesară terapeutică pentru noi ca și practicieni. Nu are efecte negative și dacă tot m-ați provocat, o să vă ridic o minge la fileu și eu. Străbunicii noștri erau agricultori, e adevărat? Da. Majoritatea. Și se îmbrăcau în fibre vegetale. De ce credeți că au ales cânepa ca și procent între 60 și 70% folosită pentru hainele ținice? Pot să vă dau un răspuns? Pentru că activitatea lor fizică, intensă, presupunea transpirație. Această transpirație era absorbită de pânza de cânepă. Avea loc o extracție, sigur, superficială a substanțelor rămase acolo, adică și a fitocannabinoizilor. Uscarea țesăturii se făcea tot pe tegument. Pielea este cel mai mare organ al organismului. Și iată cum ei își făceau inconștient sau conștient, de fapt, un tratament anti-inflamator, administrându-și inclusiv CBD, în practica zilnică. Vă rog. O altă întrebare. Bună ziua, pentru poliartrită reumatoidă recomandați? Există studii pe poliartrită reumatoidă. Am luat legătura și colega mea poate să vă, Gianina David, poate să vă spună acest lucru cu Asociația Română a Pacienților Poliartrită Reumatoidă. Ei au avut la Iași, la începutul lunii, un congres. Pe timpul prea scurt nu ne-a permis să facem o prezentare la dânsii. Au între ei pacienți care și-au îmbunătățit calitatea vieții. Mă feresc să folosesc termenul de vindecare.
pentru că aceste boli de tip autoimun, din punctul meu de vedere, nu au numai o latură fizică, tactilă, dar au un suport energo-psiho-informațional mult mai complex. Și chiar dacă noi vom rezolva această somatizare, da? Această disfuncție prezentă, în spate mai sunt multe lucruri de rezolvat. Dar da, are efect CBD-ul și este folosit cu succes. Da, odată ce e antiinflamator. Mai avem o întrebare. Ați povestit de două cazuri de cancer. Ne puteți spune și rezultatul? Rezultatul este că la controlul făcut după 6 luni în cazul celui de suprarenale și la 7 luni în cazul celui de pancreas, nu mai existau umbrele tumorii, da, pe investigațiile radiologice, iar la nivel sanguin, markerii tumorali erau lipsă. Și există un studiu, ca să termin, să încheie această paranteză, există un studiu făcut în Israel de Ministerul Sănătății, ale cărui rezultate urmează să facă publice, cel puțin așa mi-au spus producătorii, în care 73 de persoane de sex feminin, cu metastaze, cu aflate în faza a doua și a treia de afecțiune tumorală a stânilor, după 6 luni de tratament, sunt foarte bine. Adică nu mai au marcări tumorale. Și în ce cantitate au luat? Specific pentru acest producător român de CBD ecologic, singurul CBD ozonat, din câte știu eu, la nivel mondial, este un patent românesc. Deci acest CBD ozonat, mai există o familie care face artizanal în Statele Unite, dar la nivel industrial producem doar noi, la Buzău. Culturile sunt în Ialomița. Cânepa cultivată este expediată în Germania, unde cel mai mare procesator mai acordă o clasificare de produse ecobio, pe lângă culturile de care vă spuneam care sunt certificate. Se întoarce extrasul la Buzău, unde este ozonificat. Ozonita este fixată în uleiul de cânepă și molecula de CBD are avantajul vectorului de ozon. Ozonul pătrunde la nivelul tegumentelor și țesuturilor 3-4 cm și care CBD-ul cu el. În articulații, cel mai bun rezultat se obține cu acest produs. Pentru mine, cel puțin, așa zice experiența. Însă, nu se poate face acest lucru fără o administrare generală, unde Endoca, cu concentrație de 15%, cel puțin, dacă nu vorbim despre cristale, vă spun asta pentru că, dacă vreți, vă arăt CBD-ul pe care îl consumim, este CBD-ul de la Endoca, în acest moment, de 15%. V-am spus că testez toate produsele pe care le recomand. În acest moment, eu folosesc CBD de la Endoca de 15%. Mă rog. Mai sunt întrebări? Da, dependența. Este o întrebare de la doamna Simion pe online. Care e întrebarea? Persoanele cu cancer tratate cu CBD au făcut citostatice? Da. Dacă persoanele au făcut și citostatice. Nu m-au întrerupt și nici nu recomandăm întreruperea tratamentului oncologic de tip chimioradiologic. Însă, la un moment dat, dozele trebuie ajustate pentru că tumorile respective nu mai sunt. Sau dimensiunile nodulilor, dacă vreți, la nivelul sânilor, scade atât de mult încât iradierea sau administrarea de substanțe chimice trebuie calată la noile condiții. Simpla aplicare a CBD-ului la nivel tegumentar în zona tiroidei, da? De la ce vârstă? De la ce vârstă? De la ce vârstă? Și de la 2 ani? De la ce vârstă se administrează CBD-ul? Există studii vis-a-vis de vârstă. Eu prefer să zic așa. Nu mergem sub un an. Pentru că suportul enzimatic
nu sunt sigur că este dezvoltat. Receptorii sunt prezenți, dar n-am găsit studii care să spună că sistemul enzimatic necesar sau componenta sistemului endocannabinoid este activ. O altă întrebare? Dacă dă dependență tratamentul cu CBD? În Spania, la Barcelona, există o clinică finanțată de către Ministerul de Interne al Spaniei, care se adresează, vă spun din ce am citit, că n-am fost acolo, care se adresează personalului implicat în combaterea traficului de droguri. Pentru că aceștia să se poată infiltra, ajung să fie dependenți de droguri. Intră în sevraj și știm tabloul ulterior. Și atunci este înlocuit drogul pe care ei l-au dezvoltat ca și adicție cu THC în primă fază. Se combină ulterior CBD-ul, ulterior rămân pe CBD, iar apoi sunt persoane ca noi, ca dumneavoastră, cei prezenți în sală sau ca mine care sunt în fața dumneavoastră. Am o întrebare aici. Cum se poate folosi în cazul unei dermatite? Eu recomand administrarea la nivel local, da, deci se aplică local, dar susțin și administrarea orală. Deci lucrăm din două sensuri, pentru că acolo, la fel cum am spus, există o rădăcină care este mult mai profundă și dermatitele nu sunt doar disfuncția țesutului tegumentar. Mai sunt întrebări? Da, văd că nu mai are nimeni nicio întrebare. Noi, ca și Uniune, vă vom sprijini, o să semnăm petiția sau ce considerați dumneavoastră. Unirea dă putere. Da, da, adică e benefic pentru toți să rămânem împreună ca să putem să fim o forță. Pentru pacienții noștri, pentru că targetul nostru, atunci când ne-am asumat ceea ce facem, a fost să facem bine. Respectiv să-i ajutăm pe cei care ni se adresează să-și folosească resursele proprii la maximum de potențial. Noi suntem niște intermediari. Încercăm să facem ceea ce știm și ceea ce putem, sau mai bine zis, ceea ce ne este permis. Pentru că semnătura finală nu este la noi. Însă, ceea ce știm și putem să facem, avem datoria morală pe care ne-am asumat-o atunci când am devenit, în cazul meu, medic, în cazul colegilor noastre, terapeuți, da? Și acest aspect pecuniar, pe care nu trebuie să îl ocolim sau de care trebuie să ne fie rușine pentru că trebuie să trăim, nu trebuie însă să se așeze înaintea celui etic. Medical etic. Vă mulțumesc, vă doresc să avem succes și sper să ne revedem cât de curând.